facem parfumuri dedicate mireselor. Am zis să le acord o atenție specială, pentru că în ziua nunților trebuie să fie bine puse la punct și să miroasă superb. Hai să vedem cu ce aș parfuma eu o mireasă. Ce faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi? Nu mai încep cu vremea, încep cu faptul că mi-am schimbat oarecum setup-ul de filmat. Am zis să mai schimb și eu câte ceva. V-am adus aici tot niște flori, că v-ați obișnuit cu florile. M-am îmbrăcat în alb. Oare de ce? Da. Eu nu mă îmbrac niciodată în alb, ca să știți. Dar astăzi am zis să fac o excepție, pentru că vorbim despre ziua în care orice femeie se îmbracă în alb sau... Nu neapărat, nu. Acum nu mai este cazul, asta era pe vremuri, puteți să vă îmbrăcați în ce vreți voi în ziua nunții voastre. Să vă faceți mireasă roz, roz bombon, albastru în dungi. Nu contează, contează să vă simțiți bine și să vă distrați în ziua nunții. Vă rog eu frumos, cine are o nuntă acum de plănuit? Am trecut prin ziua aceasta și credeți-mă că trece foarte repede, așa că orice ați face, lăsați grijile deoparte. Nu o să iasă nimic perfect. Asta e un sfat gratis de la mine. Nu o să iasă absolut nimic perfect în ziua nunții. O să vedeți, o să aveți tot felul de chestii care nu o să vă iasă cum vă imaginați voi. Dar asta nu contează. Contează să fie o zi fericită, o zi în care să dansați cât puteți, vă rog eu frumos, nu stați triste, nici în biserică, nici la restaurant, că nu va ieși nu știu ce. Nu, pentru că ziua asta trece foarte repede. Și o să vă amintiți numai că ați fost supărată pentru chestia aia, pentru chestia aia. Nu faceți asta. Trebuie să fiți într-o stare zen, să vă treziți zen și cumva să vă îmbrăcați în rochea aia, să aveți starea aceea de mireasă de faptul că e ziua voastră specială. Până la urmă, orice femeie consideră că ziua nunții ei e una specială și ea este the star of the show și așa și trebuie să fie. Și nu trebuie să vă mai gândiți la ce a zis cutărică, ce n-a mers bine la restaurant și eu mai știu ce. Nu! Luați lucrurile așa cum sunt, vă pregătiți pentru faptul că nu o să meargă totul perfect, dar contează cu cine sunteți acolo și contează să aveți conexiunea aia voi doi și credeți-mă că tot ce se întâmplă în rest nu mai contează. Dacă lumea vede conexiunea aia și vede că voi doi vă iubiți cum ar trebui în ziua respectivă, atunci nu mai contează nimic altceva. Credeți-mă că dacă voi vă distrați, în primul rând voi, mirii, vă distrați și restul invitaților, care vă iubesc, normal, nu o să se mai uite la nimic altceva decât la voi, pentru că o să străluciți ca două steluțe și femeia o să strălucească un pic mai mult. Pentru că așa e, dacă ne îmbrăcăm, ne împopoțonăm, să nu strălucim și noi o zi, o zi. Și tot pachetul acesta frumos trebuie întregit cu un parfum pe măsură, un parfum pe placul vostru, un parfum care să se asorteze zilei respective, stării voastre. Trebuie gândită bine alegerea unui parfum pentru că vă poate influența starea. Dacă alegeți un parfum vesel și diafan, o să fiți, o să vă dea încredere în voi și nu o să mai fiți atât de stresate. Nu știu, eu așa văd un parfum. Un parfum o poate scoate dintr-o stare și băga în alta. Depinde foarte mult în ce stare vreți să fiți în ziua anunții voastre. Presupun că orice mireasă vrea să se simtă diafană, frumoasă, mirifică, mirobolantă și toate atributele acestea nu-mi vin acum în minte. Hai să vedem ce selecție am eu pentru fiecare gen de mireasă în parte. Pentru că fiecare suntem diferite. Nu toată lumea o să dorească anumite lucruri la anunta lor. Mai ales când vine vorba de rochia de mireasă, aici avem gusturi total diferite și sunt atâtea modele pentru toată lumea și cumva am zis să asociez parfumul cu rochia de mireasă, nu știu, sau să vă dau un parfum și să vă zic cam ce rochie de mireasă aș vedea eu însoțind acest parfum, adică cu care să vă îmbrăcați voi la nunta voastră pe lângă acest parfum. Normal că doar nu vă duceți doar cu parfumul pe voi, ar fi o idee. Vă dați seama ce ar ieși atunci, nu? Dar nu. Hai să mergem la lista cu parfumuri, să vedem primul care mi-a venit mie în minte pentru o mireasă. N-am cum să nu-l includ, pentru că e preferatul multora și, într-adevăr, miroase feminin, miroase bine, miroase diafan,
miroase cum ar trebui să miroasă o mireasă, după părerea mea. Și aici vorbesc despre clasicul Chanel Coco Mademoiselle. Eu aici am această sticlă de Coco Mademoiselle Le Privé, care este un Coco Mademoiselle mult mai light, este pentru seară, nu are acel paciuli, deci nu o să aibă persistența lui Coco Mademoiselle, care rezistă mai toată ziua și asta vă ajută ca să nu mai aveți un stres în plus în ziua anunții voastre, să vă mai reaplicați parfumul, să-l țineți la nu știu cine în geantă sau să vă luați o mini centuță, poșetuță din aceea. Don't get me started, eu nu am preferințe pentru poșetuțe, ceva de genul, poșetuțe, mânușițe, tot felul de umbreluțe, accesorii destul de inutile pentru ziua anunții voastre, pentru că voi străluciți destul de bine, credeți-mă, și fără toată dantelăria din umbreluță, eu mai știu ce dantelă pe mâini, eu mai știu ce săculeți din nu știu ce material din care e făcută și rochea. Nu știu dacă e cea mai bună alegere. Dacă vreți un accesoriu foarte bun pentru ziua respectivă, ar fi buchetul de flori și atât. Nu aveți nevoie de nimic alt briz-briz, dar acum depinde de gusturi. Dacă voi vreți să aveți așa ceva, nu știu cât o să le folosiți, de exemplu gentuța aceea, nu știu cât este de folositoare, dar eu știu, eu n-am avut, deci nu știu, poate să vă țineți acolo o rujul și un mic parfumel. Eu știu, ar fi o idee ca să vă asigurați că mai puteți seara să mai aplicați un pic de parfum și să mirosiți în continuare absolut divin, așa cum cred că orice mireasă își dorește. Deci Coco Mademoiselle, acest trandafiros citric cu ceva paciuli în bază, acela care îl face să reziste, este o alegere clasică pentru cele care vor să miroasă diafan, vor să miroasă bine, tineresc un pic. Coco Mademoiselle în niciun caz nu mă duce cu gândul la un parfum din acela mai vechi, mai aldehidic, mai, știți, nu este nimic de genul acela. Este un miros foarte plăcut. Eu personal nu mă mor după acel paciuli pentru că îl simt mult prea mult și din acest motiv mi-am luat Le Privé. Singurul minus este că într-adevăr este pentru seară, adică te dai cu el înainte să te duci la culcare și poate persistă până când te-ai culcat. Și cam atât. Dacă îl dai pe haine, poate persistă ceva mai bine. Miroase fix la fel ca Coco Mademoiselle, numai că nu are acel paciuli, dar nu are nici persistența. Pentru Coco Mademoiselle, eu mi-am imaginat mireasa oarecum clasică, linii clasice de rochie, de material, nimic over the top. Nu știu, aș vedea poate o tafta care să pice în linii drepte, nu prea multe briz-brizul, nu prea multe floricele, nu prea multe nimic. Și un voal lung, de tip catedral, lungime din aceea de ajunge până la pământ. Eu așa aș vedea o mireasă dată cu Coco Mademoiselle, adică așa mi-aș închipui că ar fi rochea. Cred că o să vă pun aici niște imagini. S-ar putea, da, ca să vă faceți așa o idee despre ce vorbesc, o să pun aici câteva imagini, depinde câte găsesc, câte îmi trezesc inspirație când mă gândesc la Coco Mademoiselle, deci cumva să se asocieze cu parfumul despre care vorbesc. Asta a fost prima alegere, hai să trecem la următoarea. Următoarea alegere ar fi pentru o mireasă care vrea să fie ceva mai sexy. Nu știu dacă ați văzut primul film Sex and the City, când Carrie se căsătorește și încearcă foarte multe rochii de mireasă. E, din acele rochii, mie mi-a sărit clar în minte o anumită rochie pe care ea o purta cu un trandafir roșu, un păr, dacă nu mă înșel. E pe aici, pe undeva, era din dantelă. Ceva de genul acesta aș vedea. O rochie tip sirenă, o rochie mulată tip sirenă, din dantelă, mai sexy și ești dată cu Jo Malone, Velvet Rose and Oud. Acesta este parfumul care eu zic că ar merge la acel tip de rochie. Într-un soi de restaurant, club cu multe, nu știu, oglinzi, multe candelabre cu oglinzi, nu știu de ce văd așa foarte city style, ceva într-un oraș aglomerat. Deci un soi de restaurant din acela foarte luxos, eventual cu niște trandafiri roșii sau buchetul să fie cu niște trandafiri roșii, deci genul acela de mireasă care vrea
o notă mai sexy. Și o găsește, eu zic, în Jo Malone, Velvet Rose and Wood. Ce are acesta? Păi, cum zice și numele, are un trandafir mai cărnos, așa, mai pe partea dark, un pic ceva mai catifelat, trandafirul acela cu acele petale grele, catifelate, un roșu mai închis. Chiar cred că ar merge un roșu mai închis în buchet, dacă aveți trandafir în buchet, la această roche de dantelă. Și să fie, să aibă loc toată nunta undeva la apus, seara să fie petrecerea în acest loc foarte luxos, cu multe candelabre, oglinzi și așa mai departe. Nu știu de ce mă duce cu gândul până și la locul în care aș face nunta respectivă. Da, Velvet Rose and Wood este un Jo Malone care persistă. Este din acea gamă Colonie Intens și o să vă țină toată seara fără nicio problemă. O să mirosiți fix a trandafir ceva mai dark, ceva un pic mai profund. Nu e un trandafir din acela roz de dulceață. Și v-am zis, rochia ceva sirenă, dantelă, v-am zis, în buchet trandafiri mai închiși la culoare, mai cărnoși așa, poate rochia cu spatele gol, într-un loc din acesta chic, în oraș, un restaurant mai luxos, cu multe, v-am zis, mult bling-bling, așa, parcă văd și petrecerea care foarte mult bling-bling, totul are un pic de bling-bling, adică strălucire pe acolo, inclusiv, nu știu, aranjamentele florale de pe masă, inclusiv tortul, mă rog. Deci pentru acel tip de mireasă, eu zic că Jo Malone Velvet Rose and Wood este potrivit. Și pentru o mireasă ceva mai elegantă, cineva care nu exagerează, nu vrea să exagereze cu nimic, totul trebuie să fie classy, frumos, rafinat, nu prea multe briz-brizul, nu cu bling-bling, nu ca mireasa pe care am menționat-o mai devreme. Vorbim aici de un parfum pe care atunci când l-am mirosit m-a adus clar cu gândul la o mireasă și cum ar arăta. Este vorba de un floral alb. Dacă nu v-ați prins, floralele albe merg ca un parfum de mireasă și nu numai. Dar eu văd floralele albe cumva asociate cu ziua în care te căsătorești, ziua în care devii mireasă, nu știu de ce, totul de la rochea aia albă, dacă o vreți albă, desigur, până la toată ceremonia și faptul că teoretic tu ești pură și te căsătorești și totul trebuie să fie ultra-mega feminin, ultra-mega pur, suav, inocent, cum vreți voi. În teorie la asta te gândești când ne referim la o mireasă. Aici vorbim de un clasic, chiar se numește clasic. Vorbim de Jean-Paul Gaultier Classic Essence de Parfum. Aici am o variantă de 10 ml de la Brasti. O să vă pun aici o poză să nu fie nicio confuzie, pentru că sunt mai multe din această gamă, este și cel vechi. Aici vorbim de Classic Essence de Parfum, care arată așa. V-am pus deja o poză, cred. Și miroase foarte potrivit pentru o mireasă. O mireasă, cum v-am povestit, o mireasă care vrea să renunțe oarecum la tradițiile acelea clasice. Ea nu mai face nicio tradiție. Ea vrea să se căsătorească, să fie totul elegant, rafinat, classic, cum zic americanii. Deci nimic exagerat. Și eu o văd cu Classic Essence de Parfum, pentru că e un floral alb cu o vanilie și cu ceva bergamotă. Foarte plăcut, foarte reușit. Ce pot să zic? Ar fi să îl dau pe un blotter. Da, am și un blotter într-un final. Ar fi, eu zic, perfect pentru acel gen de mireasă. Totul este foarte rafinat, nimic, v-am zis, exagerat. Nu știu să vă zic acum nu știu să vă zic acum în ce loc se desfășoară nunta. Un restaurant sau un local foarte bine pus la punct și decorul este tot așa, tot pe alb, nimic colorat, nimic nimic jucăuș, nu știu, nu mi se pare, nu văd. Văd un pic o seriozitate, simt în acest parfum, o seriozitate, dar rafinată, totul elegant, v-am zis. Deci cam asta văd eu la Jean-Paul Gaultier Classic Essence de Parfum. O mireasă, v-am zis, care eventual are părul un coc, prins într-un coc foarte elegant,
Din nou, rochia nu este prea exagerată, dar denotă bun gust. Mirele la fel, poate ea poartă perle. Nu știu, ceva de genul acesta îmi vine în minte atunci când mă gândesc la acest parfum de la Jean Paul Gaultier. Și să trecem la următorul parfum. Avem aici un clasic din nou, numai pe clasice vă țin. Vorbim de Jour d'Hermès, de la Hermès, și l-avem aici. Acesta este parfumul, chiar și sticla mă duce cu gândul la o mireasă, cum arată, nu știu, și capacul acesta, nu știu, automat m-a dus cu gândul, dar și acesta este un floral alb, ia ce să vezi. Un floral alb foarte elegant, cu o tentă ușor verde la început. V-am zis eu la început să nu vă sperie acea notă de verdeață pe care o simțiți, pentru că se temperează pe parcursul purtării și nu mai este așa de puternică. Da, văd un alt tip de femeie purtând Jour d'Hermès. Nu știu, eu mi-am notat aici că aș vedea o femeie la 35 de ani, undeva pe acolo. Nu cred că aș vedea o mai tinerică, un fel de adult, nu young adult, adică nu în decada 20-30, mai mult 30-35, undeva pe acolo. Adică este deja coaptă, știe ce vrea și știe că vrea un parfum elegant. O văd ceva mai serioasă, tot așa cu un coc, cu o roche mai serioasă. Mai serioasă, dar și cu o notă aparte, o notă care să o facă să se simtă bine, pentru că femeia la 35 de ani, să zicem, care se căsătorește, nu mai vrea să, nu știu, să acorde atâta atenție detaliilor, acelor detalii de ne scot pe noi din sărite când organizăm o nuntă. Ea nu se mai stresează atât de mult, adică ea vrea să fie căsătorită și nu vrea să mai pară acea mireasă care respectă toate tradițiile, care, nu știu, ascultă toate părerile, care nu are o identitate proprie, care, nu știu, lasă părinții să-i facă nunta. Nu, nu, nu. Această persoană a ajuns la o maturitate și la un nivel financiar în care își permite să-și facă singură nunta și atunci ea decide tot. Nu mai există discuții de genul, mi-a plătit mama nunta, mi-a plătit tata nunta sau părinții tăi al mirelui și așa mai departe și chestii de genul acesta. Și așa că ea invită pe cine dorește, nu obligații, nimic de genul acela, nu că a venit la nunta noastră părinții cu tărescu care, na, avem o datorie, știți cum facem noi, mai ales în România, așa se face, că avem o datorie, trebuie să o plătim, hai să, dacă nu ne inviți la nuntă, cum adică nu ne lași să ne plătim datoria față de părinții părinților părinților? Nu, aici nu mai e cazul, pentru că la acea vârstă, nu știu, nu mai are obligații de acest gen, adică nu mai, sau nu-i mai pasă pur și simplu de aceste obligații și nu e ușor de convins să facă ceva. Are, she's got a mind of her own, este stăpână pe situație și atunci ea alege să se parfumeze cu Jour d'Hermès. V-am zis, eu o văd cu tot așa, poate un coc ceva mai interesant, nu foarte strâns, sau poate un păr ușor lăsat liber pe o parte, ondulat, ceva care să nu fie try hard, dar să fie în concordanță cu personalitatea ei, să-și arate personalitatea și nu o mai interesează că ea nu trebuie să poarte nu știu ce în păr, ea nu trebuie să poarte nu știu ce în urechi, o chestie albastră, o chestie nu știu ce, că îi poartă noroc, nu e genul acela de femeie. Eu așa o văd cu Jour d'Hermès. Eu o văd ca femeia adultă, ajunsă deja la o vârstă la care știe foarte bine ce vrea. Și mai vorbim de un gen de mireasă care vrea să se căsătorească neapărat, da, neapărat, la mare. Vrea sau visează la o nuntă pe plajă. O nuntă din aceea foarte boho. Nu știu ce, văd un covor alb pe nisip care te duce cumva la locul unde se desfășoară
ceremonia, pentru că nu e într-o biserică, nu e genul acela de ceremonie în aer liber, cu marea în spate, cumva ca invitat vezi mirii și marea în spate și trebuie și invitații să vină în ceva potrivit pentru a merge pe nisip, de exemplu. Și rochia ei trebuie să fie una potrivită și parfumul la fel. Un parfum solar, un parfum care mie mi inspiră, nu știu, oarecum vibe-ul acela de vacanță, dar potrivit și pentru o mireasă. Aici m-am gândit la nimeni altul decât teracota, teracota de la Guerlain. Nu cred că există un parfum care mie să-mi spună nuntă pe plajă, din aceea beach wedding, sau cum zic americanii, decât teracota, care este mai mult un floral alb-galben, cu floare de tiare, o floare care este mai exotică, te duce cu gândul cumva la vacanțe exotice, la ceva, nu știu, soare, o vacanță cu mult soare, o plajă, ceva foarte solar, cum zic eu. Este un parfum foarte solar, cum zic eu, și aș vedea pe un gen de mireasă mai boho, așa, nu știu, poate cu o coroniță de flori albe în păr, nu poartă voal pentru că s-ar încurca în el pe nisip, este o roche foarte ușoară, foarte fluflu, așa, cu nimic, nu cu crinolină, nu cu nimic de genul acela, eventual o roche ceva mai ușor de cărat în mâini ca să nu se încurce pe nisip sau cu o trenă ușoară, ușoară de tot în spate, dar care să te ducă cumva la o vacanță sau a destination wedding. Cam așa aș vedea. Adică destination wedding e atunci când mirii se hotărăsc să facă într-un anumit loc nunta, cum ar fi pe o insulă, eu mai știu, în Maldive, eu mai știu, și acolo cheamă câțiva din apropiați, pentru că nu se poate face o nuntă chiar așa de mare, dacă e destination wedding, cel puțin eu nu aș face-o așa, adică ai chema fix oamenii aceia pe care îi dorești la nuntă, apropiații, familia și prietenii apropiați și ar fi ceva mai restrâns, dar ceva frumos așa, ceva inedit pe plajă, ceva la care nu prea asiști, adică nu e clasicul stafi așa la biserică, te duci și popa acolo trebuie să-ți spună 3 ore așa. Nu, aici e totul mult mai laid back, mult mai relaxat. Și o văd pe mireasa respectivă cu teracota, le parfum. Se putea să nu-și facă apariția în această selecție. Nu. Și pentru că am vorbit despre mireasa mai la 35 de ani, vorbim și de mireasa mai tinerică. Undeva la, eu știu, 20, 22, nu știu, 25, ceva pe acolo. Să zicem că cineva se căsătorește la vârsta aceea. Dacă nu mai există așa ceva acum, e pe vremuri, cam asta era vârsta la care te căsătoreai. Pentru că erau și alte tipuri, dar să zicem că ar fi tot o mireasă din aceasta, mai tinerică, care vrea să fie îmbrăcată, eu așa îmi imaginez, într-o rochie mai de prințesă, așa. Vrea o crinolină mare, nu știu, vrea să fie foarte puffy rochea din aceea gen cenușăreasa, Cinderella, știți la ce mă refer, ea vrea să fie prințesa zilei, ea o să-și pună tot felul de accesorii, o să fie totul tematic, pentru că ea vrea și domnișoare de onoare să fie, nu știu cum, îmbrăcate, ca ea să fie prințesa zilei. Înțelegeți ce vreau să zic? E, acest gen de mireasă, eu o văd purtând în ziua nunții un miros cu trandafiri. Clar m-am dus la niște trandafiri din aceia dulcegi, din aceia inocenți, din aceia ușor mai bombonicioși, așa, ușor mai de dulceață, ca să zic așa. Fix trandafirul acela bulgăresc, doar cu un aer mai tineresc. Ei, aici ar fi două parfumuri. Unul care, sincer, mie nu-mi place, dar e potrivit. Îl văd pe acest gen de mireasă. Vorbim de Delina. Da, Delina, care costă ceva și personal mie nu-mi place nota aceea acrișoară cu trandafirul acela foarte dulce, nu știu de ce, ceva mă deranjează la el și mi se pare nervat pentru mine în momentul de față. Eu știu dacă la 20 de ani făceam nunta, mai mult ca sigur doream
Odelina acolo să apară în poze, pentru că este și aspectoasă sticla, este clar pentru o mireasă, de ce multă lume îl alege, pentru că și arată bine poze, dar eu aș alege un alt tip de trandafir, un trandafir cu mosc. Și aș merge pe Roses Mask de la Montal. Îl am aici, sticla nu este atât de aspectoasă ca de lina, niciun caz, dar mirosul, dacă luăm un blotter, hai să vedem, să ne amintim cum miroase. Mirosul fix acolo mă duce cu gândul, da, n-am dat cam mult. La genul acela de mireasă de 20-25 de ani, v-am zis, are o roche mare, puffy de prințesă, are eventual și coroniță pe cap, pentru că, na, dacă vrei să fii prințesă, trebuie să ai și coroniță. Un voal din acela foarte mare și nu foarte fin, mai mult înfoiat, așa, nu știu cum să vă explic, o să vă pun aici o poză. Și o văd cu genul acesta de trandafir, nu știu, mai tineresc, mai pe partea asta jovială, jucăușă, nu știu, cam așa văd eu acest gen de mireasă. Nu pot să zic că dacă aș mai face nunta mâine, să zic, aș face o altă nuntă, eu m-aș îmbrăca așa, adică nici la nunta mea n-am vrut să fiu genul acela de mireasă. Dar, pentru cine își dorește, eu zic că dacă merge pe un trandafir din acesta inocent, jucăuș foarte roz, nu dă greș, adică e din aceeași poveste. Și dacă tot vorbim de mireasa aceea care se visează în, nu știu, în altă poveste, în ceva de bazmă, eu știu, ea vrea să fie una cu natura, ea vrea să pară că a venit acum din pădure și eventual îi poartă niște rândunici, îi țin trena și genul acela, dacă vă faceți o imagine, de mireasă și de nuntă, care să fie cumva într-o pădurice, în aer liber, pe iarbă, nu știu, totul este foarte eteric, așa, ea când apare, parcă plutește, are pe mână, nu știu de ce, îmi imaginez o rochie din aceea cu soi de capă, așa, sau cu mâneci din acelea cu mesh, pe care sunt aplicate, ca să pară că e pielea ta, dar pe care sunt aplicate multe flori și ramuri și tot felul de lucruri inspirate de natură, adică o zână, ca să zic așa. La ce credeți că m-am gândit eu când mi-am imaginat o astfel de mireasă? Păi, normal, că m-am gândit la Insolence. Da, nu pot să zic că acea mireasă e prea tânără sau mai matură, nu pot să zic acest lucru. Eu consider că se potrivește și într-o categorie și în cealaltă și cred că ar merge de minune, mânușă, mirese care vrea să fie așa fairy-like, ca o zână, foarte, v-am zis, eteric și visătoare, așa, o persoană care vrea să își imagineze, nu știu, că e, v-am zis, albă ca zăpada și toate animalele din pădure, știți, veverițe, fluturași, nu știu ce, îi țin trena, asistă la nuntă, nu știu, chestii de genul acesta. Sunt convinsă că există persoane, am cunoscut persoane care și-ar dori o astfel de nuntă și v-am zis mai de mult că acesta este parfumul meu de zâne, praf de zâne sau nu știu ce am zis eu atunci. Nimeni altul nu poate să facă o treabă mai bună decât Insolence în cazul în care mireasa vrea să fie, a zis, visătoare, eterică, fix venită dintr-un bas. Nu puteam să nu-l includ pe acest parfum în această selecție pentru nuntă. Că am și zis că mie mi se pare parfumul perfect, perfect pentru o mireasă. Și acesta este nimeni altul decât Elisabe Le Parfum. Da, când l-am mirosit, am zis că acesta este parfum de mireasă. Clar, clar, este curățel, este un pic dulceac, o miere albă foarte ușoară, dar foarte frumoasă, nimic supărător, nu e acea miere care să te supere, nu e miros cerat, nu e miros de nimic neplăcut. Știți că mierea poate să fie ușor indolică, ușor neplăcută la miros, unele caută acest lucru, dar nu găsiți asta în Elisabe Le Parfum. Este un floral alb, de fapt, cu ceva miere, o miere albă curată, totul e foarte
inocent și foarte curat și exact cum ar trebui să fie, după părerea mea, o mireasă. Vorbim de o mireasă la vârsta potrivită, nu există vârsta potrivită, dar destul de tinerică. Aș vedea-o cu o rochie cam ca o floare, așa. Știți, genul acela de rochie ușor princess-like, adică un pic mai pufoasă, dar cu niște, vă pun aici o poză în cazul în care n-am făcut-o, cu niște falduri așa făcute un pic mai, nu știu, un pic asimetrice. E o rochie un pic mai altfel, dar este curat, inocent acest parfum. Merge, după părerea mea, la acel tip de mireasă care vrea să fie, care vrea cumva să fie fresh în ziua nunției. Dacă cumva nu considerați că merită investiția Elisab și vreți să mergeți pe partea ceva mai ieftină, este un parfum care seamănă, după părerea mea, cu el. Vorbim de Today de la Avon. Deci Today de la Avon e iar un miros accesibil pentru toată lumea, zic eu, care se potrivește unei mirese și mireasa pe care v-am descris-o mai devreme. Eu zic că s-ar potrivi și pentru Avon Today, dar Elisab Le Parfum cred că este my number one pick, adică alegerea mea cea mai potrivită pentru o mireasă. De când l-am mirosit, automat cu gândul la o mireasă m-a dus. Și așa a rămas și până în ziua de azi. Eu, dacă m-aș mai căsători odată, cred că aș folosi Elisab Le Parfum. Și am rămas cu două honorable mentions, pe care vreau să vă spun pentru că sunt ceva mai specifice. Adică mi-am imaginat și acea mireasă care se duce și vrea să-și facă, nu știu, nunta într-un castel din Franța. Mai știi, există și persoane care ajung în Franța și își fac nunta așa, tot așa, un fel de baz, mai zice, într-un castel din acela vechi din Franța și te duce cu gândul la atmosfera aceea. Și eu am aici un parfum care fix acolo mă duce cu gândul. Este pudratul pudratelor, v-am zis eu de el. Nu cred că există ceva mai pudrat de atât în colecția mea, cel puțin. Vorbim de Taint de Neige de la Lorenzo Villoresi. Acesta m-a dat pe spate atunci când l-am mirosit prima dată într-un decant și a fost dragoste la prima mirosire, a zis nu se poate, trebuie să l-am și l-am avut. Chiar dacă nu l-am luat în sticlă nou-nouță, am aici o cantitate suficient de mare încât să-l folosesc bine, mersi, și probabil că o să fie recumpărat, mai mult ca sigur vreau și sticlă mare și nou-nouță, dar fix acolo mă duce cu gândul. La acea mireasă care își face nunta, ziua, și o petrece și toți petrec într-un castel din Franța, un castel vechi din Franța. Nu știu ce, poate pentru că acest miros mă duce cu gândul la Marie Antoinette și la tot fastul, toată pompa din acea perioadă a Franței. Deci, pentru acel gen specific de mireasă care vrea să facă asta, un Taint de Neige, eu zic că este super potrivit. Și mai avem genul acela de mireasă care nu vrea practic să fie mireasă, adică nu vrea să se căsătorească religios, vrea doar să fie o zi în care se căsătorește civil, la starea civilă, se îmbracă într-un anumit fel, nu neapărat în alb, dar se poate îmbrăca într-o rochie mai scurtă, poate pe alb, poate pe altă culoare, ceva pastelat, eu mai știu ce, și eventual după aceea se duce la un restaurant cu familia apropiată. Deci nimic din petrecerea aceea de nuntă la care suntem obișnuiți să venim, să ne așezăm la masă, să dansăm, să dăm banul și să plecăm. Genul acela de petrecere mult mai intimă și cei doi nu doresc să facă ceremonia religioasă, adică ea nu se îmbracă în rochie cu trenă lungă și cu voal. Deci să zicem că nu are voal. Și mi se pare că am un parfum perfect care s-ar potrivi pentru acest tip de zi, adică o zi în care te căsătorești la sala civilă și m-am mai zis. Aici vorbim de Elizabeth Arden White Tea. Nu puteam să nu-l includ și pe acesta în selecția mea. Clar, este un parfum care te duce cu gândul la o mireasă, dar nu neapărat mireasa aceea de care vă spuneam eu cu rochii mari și voal pe cap. Eu zic că ar fi bun în absolut orice anotimp, chiar și iarna, dacă m-aș decide, dar l-aș vedea mult mai bine primăvara, undeva în luna mai.
l-aș vedea pe white tea, foarte bine ales de cineva care vrea să facă acest lucru, pentru că e fix acel parfum floral alb pudrat, ușor dulceag. Este perfect, perfect pentru orice zi de primăvară, după părerea mea, și perfect ca semnătură. Eu zic că YT ar fi un parfum bun de semnătură pentru că se potrivește, e un all-around foarte bun, se potrivește în mai multe ocazii și inclusiv în momentul în care vrei să te căsătorești la starea civilă, eu zic că un YT te scapă din orice situație, adică nu trebuie să te gândești prea mult, îl alegi, miroși bine toată ziua și cu asta basta. Și are un preț foarte bun și de asta zic că nu puteam să nu-l includ și pe acesta în selecția mea. Și ca o concluzie, ce consider eu că ar fi potrivit pentru o mireasă, orice parfum care conține așa flori albe, clar, merg în orice ocazie, la orice gen de nuntă, trandafiri, depinde acum ce tip de trandafiri, orice pudrat, eu zic că ar merge pentru o mireasă, un parfum pudrat, orice cu iris, genul acesta de parfumuri, eu zic că s-ar potrivi. Acum depinde de voi, dacă urmează să faceți nunta în curând, lăsați-mi în comentarii, chiar aș fi curioasă, că mi-au comentat câteva persoane care urmează să se căsătorească și își căutau parfumul de nuntă din ziua cea mare și vreau să știu dacă există, să mai comentați în bara, în secțiunea de comentarii, să știu și eu dacă v-ați ales, ce v-ați sunteți în căutare, nu știu, eu vreau să aflu și detalii de genul acesta, ce fel de mireasă veți fi, unde faceți nunta, ce planuri aveți, ce viziune aveți pentru ziua cea mare, chiar vreau să știu dacă există în subscriberii mei sau în cei care, printre cei care mă urmăresc, asemenea persoane care urmează să facă evenimentul cel mare în vara asta sau, eu știu, vara viitoare sau când s-o putea, că până acum a fost o problemă cu nunțile, dar încet, încet sper că ne revenim și noi la normal și oamenii care au așteptat atâta timp, nu, eu știu, un an jumate sau cât a durat nebunia cu pandemia, au așteptat și nu s-au căsătorit și poate acum așteptarea lor a luat sfârșit și poți și ei să-și facă nunta mult visată. Eu asta le doresc cel puțin, să intrăm în normal și să punem în spate tot ce s-a întâmplat până acum și toată nebunia asta. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mi în comentarii ce tip de mireasă ați fost voi, dacă v-ați căsătorit, ce parfum ați folosit la nuntă și asta mă interesează. Eu ce parfum am folosit la nuntă nu mai știu, sincer vă spun că nu mai știu. Nu mai știu că a fost acum 8 ani de zile și acum 8 ani de zile colecția mea niciun caz nu se asemăna cu colecția mea de astăzi și aveam mai puține și poate că nu m-am gândit. Am fost ultra mega stresată în alte aspecte, de asta vă zic să vă distrați în ziua voastră, cele care urmează să se căsătorească, distrați-vă în primul rând și uitați toate detaliile, nu fiți ca mine stresate, dar până la urmă am fost stresată până la un anumit punct când mi-am dat seama că stai, ce fac? Trebuie să mă distrez, e ziua mea, trebuie să mă concentrez pe mine și pe soțul meu și pe ce se întâmplă astăzi, pentru că are o însemnătate tot ce se întâmplă astăzi în ziua nunții și să nu mă mai gândesc la toate tâmpenile, toate detaliile de care eu am fost responsabil. Trebuie să recunosc că eu sunt genul ăla care vrea să controleze totul și eu mi-am făcut practic tot la nuntă. Tot ce înseamnă organizare și ce, nu, eu am făcut totul și n-am putut să las pe mâna altcuiva, pentru că știți cum e, cei care sunt obsedați de control nu pot face asta prea ușor. Așa că ăsta este sfatul meu și vă aștept în comentarii să discutăm, chiar e un subiect super interesant și foarte plăcut. Eu m-aș uita toată ziua la nunți și m-aș uita toată ziua după rochii de mireasă și după tot felul de detalii de genul acesta, deci, nu știu, cred că mi-am ratat cariera, trebuia să fiu ceva coordonatoare de nunți sau ceva, nu știu, că mi-ar fi plăcut acest lucru, trebuie să recunosc. Bine, eu v-am lăsat, v-am pupat, să aveți o zi minunată în continuare, ne vedem la următorul clip, care o să apară, cred că, sâmbătă, nu știu exact ce o să apară, s-ar putea să fie noi descoperiri, un pachete parfumate, să vă zic ce părere am, s-ar putea să fie total altceva, încă nu știu.
Sper că v-ați distrat cu mine, miresicilor sau cele care s-au căsătorit deja sau cele care nu au de gând, nu contează. Eu cred că orice femeie e interesată așa cât de cât de subiectul ăsta și mai ales de ce parfum. Cred că se gândesc cumva ce parfum o să port, dar chestii de genul acesta. Bine, v-am lăsat, v-am pupat. Ciao, ciao! Azi facem parfumuri dedicate mireselor, pentru că este sezonul și am zis de ce să nu fac această serie. Azi dedicăm acest clip mireselor. Da, dragilor, nu e un trandafir din acela roz de dulceață, de... Vorbim de Jean-Paul Gaultier Classic Le Parfum. Vorbim de Jean-Paul Gaultier Classic Essence. Cum se numește? Nu pot să zic. Și mi se pare că am un parfum care s-ar potrivi perfect pentru acest tip de unire. Vorbim de Elizabeth Arder Whiting.